dar prin metodele pe care le-au avut cei de la Ministerul Economiei, iată, stabilește 31 din agenții economici, constată că scopul contoarelor este de a extorca bani. Și nu așa, după cum anunță în raportul său de activitate fiscul, preponderent să presteze, să acorde servicii contribuabilor, că asta ar fi obiectivul. Poate asta prin Ecofin acordă servicii contribuabilor, dar prin FIS facem la presiuni pe contribuabil. Și v-am întrebat două chestii punctuale, domnul ministru, discursul dumneavoastră a fost frumos, vreau că chiar patetic așa, dar nu mi-a spus de ce nu ați suspendat pe domnul Psacală până acum. Unu. Și doi, nu mi-ați spus cum, ce facem pentru într-adevăr legea respectivă pe controlele de stat, o completăm, să includem acolo și fiscul. Stimate domnule deputat, eu nu am avut niciun motiv legal și formal și consider că nu am nici la momentul actual, atâta timp cât nu este constatată de către organele respective ale statului o incorectitudine a relațiilor domnului Prisacar cu compania pe care el a fondat-o și a lucrat în ea 10 de ani. El nu este manager la această companie. Ați uitat la site-ul. Mai există site-uri vechi dacă, care nu sunt actualizate. Eu cred că... Pentru întreprinzători, ele sunt foarte la moment. Eu cred că ele au fost deja actualizate, dar dacă nu, o vor face. Atâta timp cât nu este constatat din punct de vedere legal conflictul de interese, și uitându-mă la rezultatele care le are serviciul fiscal pe ultimii 2 ani jumate, eu sunt ca ministru satisfăcut de activitatea serviciului fiscal de stat. Sigur.